Neața, dragii noștri, Grig și Cernat, suntem aici, suntem, vorbim despre parcare, despre aplicații. Eu cu sinceritate mărturisesc încă o dată, am făcut-o și înainte de pauza publicitară, eu n-am nicio aplicație de parcare. Grig are 8. Eu le-am pe toate. Sau 9, nu știu. Da, multe. Înțelegi? Da. Dar, da. Mă rog. Ne bucuram de faptul că Primăria Capitalei, în sfârșit Nicușor Șordan, după ce a trecut ceva timp, a zis că are nevoie și Primăria Capitalei de o aplicație prin care să ți plătești parcarea. Eu nu sunt cu SMS-ul, uite de exemplu, că e chestia aia. Domnule, puteți să plătiți prin SMS. Păi eu am cartelă. Da. Am cartelă. Ce fac? No, mă duc să recar cartela. Hai cum să fac, și eu am cartelă. Dar bine, eu îi pun pe, o sumpă nevastă mea să plătească ea. Păi și dacă n-ai nevastă, ce faci? Dacă n-ai nevastă, ți-ai abonament. Și dacă ai iubită tot cu cartelă? Da, asta e. Înțelegi? Zici și tu. Ce faci? Hai să vedem ce, ce zic oamenii. Ia, ce aplicație aveți voi? T-Park, zice Alina, T-Park. Ioana sau T-Park. Îl am și eu. Da? Păi bine, tu le-ai pe toate. Să-mi deschid folderul cu aplicații, că dacă e ceva ce nu... Apropo, dacă sunteți, ne ascultați, nu știu, din Bacău, din Craiova, din... Spuneți-ne ce aplicații de parcare sunt și pe acolo. Asta e genial. Nu de altceva, dar vreau și eu să mi le instalez. Deci ia T-Park, că l-am. Am. Eu am aplicația pe avarie, inventată de românul nostru. Foarte tare. Pe avarie, dacă îmi vine locala și îți trage o amendă, că era să zic altfel, da. Nu prea-s mai bine. T-Park sau T-Park, cum îi zic eu, mi-acoperă toată zona de activitate. Okay. E-Charge, să văd unde încarc mașina. Ah, da, mai corect. Enel X sau X Tor pentru T-Park. Încărcat. Blue Link. Select City la T-Park. Blue Link pentru a controla mașina de la distanță. Eli. Ah, ia uite, în T-Park am și București Sector 4. Ce tare. E mișto T-Park. Nu mi-am pus eu degeaba. Uite, am și Băile Felix. Baia Mare în T-Park. Buzău. Ce mișto. Băile Herculane, Băile Olănești, Băile. Numai băi în T-Park. Foarte tare. Gura Humorului. Megheaș. No, ia uite, mă, dacă merg la Megheaș și pot să parchez cu T-Park. Foarte interesant. Deci T-Park s-a marcat. Am fost un băiat cât se poate de inspirat. Hai să zic bună dimineața la 0754 222 999. Aplicații de parcare, dați-ne și nouă, că poate mergem la voi în oraș și... Dar deja am T-Park-ul, văd că acoperă o grămadă. Neața! Neața! Legătură cu aplicațiile astea, da, de mașini, pe care le ai pe telefon. Ia zi. Dacă te mai duci în vreo 5-6 localități de prin țară, ce faci? Umpli memoria la telefon cu aplicații. Așa. Zi bună la toată lumea. Mulțumesc. Bună, știi cum e, umpli memoria și golești cardul. Neața, băieții, Alina din Constanța vă salută. N-am nicio aplicație, zice ea. Am Alina, parcare gratuită. Alina din Constanța, îți recomand, în cazul în care nu o să mai ai parcare gratuită, Constanța Parking. Uam! Și pe aia o ai. Da, cum să nu. Așa, am uitat să pun aia Primăria Sectorului 4, fiindcă acolo poți să și parchezi. Dar este foarte complicat că intri pe aplicația Primăria Sectorului 4. Mă, știi cât de greu este să găsești parcarea în care ești? Deci mai întâi trebuie să te duci pe hartă să te uiți unde ești. Dar n-are, da, nu ți arată location-ul? Nu. Îți arată location-ul, dar ca să identifici parcarea. După ce identifici parcarea, te duci în zona de plată unde cauți parcarea care se numește, nu știu cum. Aia mi se pare cam complicată, domnul Băluță, știți că îmi place ce faceți, dar asta nu-mi place. Dar face treabă. Faceți-o mai simplă. Da, e tare. Nu, chiar e tare, adică nu, n-am. Și n-am nimic. Nu, dar sunt mulți care vorbesc urât despre el, unii, să știi. În sectorul 4 noi vorbim frumos. Da. Da. Și când nu o să mai facă, nu o să mai vorbim frumos. Da, înțelegi? Da. Vorba aia, să străiască aplicația, deci T-Park, gata, am rezolvat-o. Cu T-Park în toată țara. Da, și eu sunt cu SMS-ul, o zi bună, ne zice Mihaela. Vezi, cu SMS-ul. Mai sunt oameni și cu SMS-ul. Dar eu cred că trebuie să existe mai multe variante, mai Grig, știi? Bă, bune, dacă nici în 2023, nene, vrei pe SMS, plătește pe SMS. Vrei la automatul ăla de parcare, plătește mai la sunt. Automatul de parcare. Nu, erau prin Brașov la un moment dat. La hoteluri mai sunt, nu? Nu erau prin la Brașov nu sunt. Niște automate de parcare, n-am înțeles niciodată cum funcționează și mi-am descărcat aplicația, evident. Hai să mergem la o altă chestie pe care o fac România. Avem cifra zilei care este foarte, foarte interesantă. O am anunțăm imediat. Cifra dimineții, tot despre România. O să zic și eu ceva. Da. Am mai găsit Grig ceva. Ia. Deci, nu știu, am mai aflat el o cifră, un număr. Da. Sau e număr? El stă și spotocește, înțelegi? Stai o secundică că nu o găsesc. E cam cifră. E cifră? Da, e... Da. Cred, sper, nu știu. Aflăm, neața! Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Cifra dimineții. Nu o să-ți vină să crezi. Click aici.
Cifra. Nu o să-ți vină să crezi, clic aici, românii. Am vorbit despre aplicațiile voastre de parcare. Am repede și o întrebare este legată de cifra dimineții, care este 6,5, este număr sau... 6,5 e cifra 6 și încă jumătate. Deci este... E cifra dimineții, cifra, că așa am hotărât. Cifra dimineții, da? Da. Atenție, oameni buni, 0754222999. Vă zic așa, românii consumă în medie 6,5 kg pe an. Pe dar an? Nu vă zic de ce anume. Credeam da? Că... în fine, mă abțin. Întrebare repede, scurtă pentru voi. 6,5 kg de ce? De ce consumă românii, nu? Asta da, e întrebarea. De ce anume, nu de ce, din ce cauză. Corect, nu, nu. Deci asta ar fi cifra dimineții. În principiu e pe principiu, nu o să-ți vină să crezi, clic aici, dar eu... stăteam un pic să mă gândesc, de 6,5 kg, eu cred că consum 3 grame. Adică din tu ce da? Serie ești, stai da. Să mă gândesc eu. Și atunci accidental. Stai, adică... stai să intru și eu să văd despre ce-i vorba și să spun cam cât sunt eu. De exemplu, mușdei de usturoi. Ar putea fi 6,5 kg de mușdei de usturoi, că una, două, faci cu, știi? Nu, eu nu. Nu prea, nu mă împac, nu consum, nu mă împac, nu consum. Nu e cu ce e aici, cu statistică? Bă, nici eu. Nici eu, nu. Adică dacă mă uit, hai să zic că aș putea consuma din astea 6,5 kg pe an pe care le consumă românii, 300 de grame într-un an. Iute că avem un prim mesaj, vrei să-l ți-l zic? Ia zi. Semințe. Românii consumă 6,5 kg de semințe pe an. Dar e bun oricum în general, semințe. Deci da. nici nu mă gândeam la acolo. Dar oare mai sparg oamenii semințe, mă? Da, eu. Nu. Cum se spărgea odinioară de zi pe stradă. Pe stradă nu. Doar acasă. Hai să vedem. Nu tu, oamenii în general. 0754222999. Ce consumă românii în fiecare an? Mă refer 6,5 kg de... Puncte pe an. Hai să vedem ce părere aveți voi. Asta e cifra dimineții. Hai să vă zicem bună dimineața. Cumva zahăr? Zahăr. Foarte posibil. Da. Foarte, foarte posibil. Uite, ne mai scrie cineva. Uite, da, consum zahăr, consum, deși am perioada în care... Ne zice Chris, zice așa, 6 kg de sare sau zahăr. Interesant răspuns, este foarte posibil, dar nu ăsta este răspunsul. Eli din Timișoara, la 0754222999, zice, consumă ciocolată. 6,5 kg de ciocolată pe an. Nu este ăsta răspunsul corect. Și așteptăm în continuare. Stai, te rog. Deci, și ăsta e foarte, foarte bun. Ceafă și cartofi prăjiți. 6,5 kg pe lună, măi, nu pe an. Ce Dumnezeu, pe bune. Ceafă, cât are o ceafă de porc de aia? 300 de grame, nu? Da, 0754222999. Ce consumă românii 6,5 kg pe an? Hai să vedem ce ne mai zice cine. Stai că zic imediat cine. Alexandra spune că pâine. Alexandra de la social media? Nu, alta Alexandra. Nu, e pâine, fiindcă pâine consumăm. Păi, cât are o franzelă? N-are un kil, are 300 de grame? Cam așa, depinde. Păi depinde una de pâine. Pe zi. Da, una pe zi. Nu merge. Ai fost aproape, dar uite, totuși în același timp departe. Zice tot o Alexandra. Neața, dragii mei, cafea? Mai mult. Știi de ce zic asta? Fiindcă, de exemplu, cafeaua. Cum e treaba cu cafeaua? Tu ții un pachetel de la, are 250 de grame. Da, ăla, standard, cum zic eu. Într-o săptămână l-ai, două săptămâni l-ai băut. Nu, mie care, două săptămâni, eu. Da. Dacă aș fi singur. Hai să vedem, ce mai zic oamenii? Ce zic românii? Bună dimineața! Neața, băieți, eu spun că românii consumă... pește în medie de 6,5 kg pe an. Zice că consumă pește, da? Hai să vedem, mai încercăm. Bună dimineața! Dimineața! Românii cred că consumă 6,5 kg de pește. De pește. Ia uite, pentru avem că oameni... este foarte puțin, ar trebui mult mai mult pește să mâncăm. Ai mare dreptate, dar uite, mă rog, ne mai scrie... Eu nu sunt de acord cu chestia asta și o să explic și de ce. Stai că avem multe mesaje. Ne mai scrie cineva la 0754222999, Filimon, zice cartofi. Filimon? Mămăligă! Mămăligă! Aoleu, cât de bună este asta! Viața, eu cred că praf și mizerie, asta nu, avem mai mult de 6,5 kg de praf și de mizerie pe care ne inhalăm la...
într-un cele mai poluate orașe. Bună dimineața! În care trăim noi. Bună dimineața! Mălai, 6,5 kg de mălai pe an. Okay. Mămăligari. Mămăligari, așa ne, așa ne, ne, ne striga Hristo Stoichkov. Ustumare jucător, da, bulgarul, jucător la Barcelona. Sorin zice usturoi. Foarte posibil. A, Eugen din Mioveni Arge spune miere. Am vrea noi de unde atâta miere? Aoleu, e scumpă. Păi, dar nu, miere adevărată, na, ce să facem? Ci că, altcineva zice, din păcate nu putem să consumăm prea mult pește pentru că majoritatea este de acvacultură. Ce este de captură nu ajunge la noi. Fiindcă ascultătorul nostru a zis mai devreme, se numește el, ea Daniela, zice că românii consumă pește. 6,5 kg de pește. Hai să mai încercăm. Hai să mai încercăm. Mai avem de la cine? De la Carmine. Carmine, ciao Carmine, țuică. Acum cum? Na. Carmine, țuică. E posibil. Păi, e foarte posibil. Vrei să facem un calcul rapid? Nu cred că vrei. No. No. Mai înseamnă avem... ca să consumi, deci înseamnă 12 jumătate de litru pe lună. Ce e asta? E posibil. E nimic. Da, corect. Da. Vera spune 6,5 kg de plastic. Da, 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 foarte plauzibil răspunsul. Hai să dăm cifra zilei. Vrei să zicem ce consumă românii? Nu. Hai că ne că eu, nu, adică eu pot să zic așa. Avem oameni care au ghicit consum. Deja. Avem oameni care au ghicit deja. Hai să spunem, vrei? Hm? Hai că ești așa, hai, nu prea vine, nu? Nu, nu. Cifra dimineții zice hai, că este românii. Cifra dimineții la dimineața. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin. 6,5 kg pe an înseamnă undeva la 500 și un pic de grame pe lună, ceea ce înseamnă extraordinar de puțin. Este vorba de ceva ce mâncăm în post, când e dezlegare. Înțelegi? Sau când mergem la un restaurant scump și vrem să o impresionăm. Dă și mie niște pește. Da. Pește. 6,5 kg de pește pe an consumă românii, mi se pare foarte puțin. Dar eu nu deloc știu, nu-mi place, deci nu-l suport. Fii atent. Ai și chestia. De ce e puțin? Întreb și eu. Că sunt oameni, dacă stai să te uiți genetic în diverse părți ale țării, care nu au mâncat pește de când erau mici. Așa e. Eu am mâncat doar când eram mic, accidental. Și eu la fel. Icre, în schimb, mănânc, și te rup, plac, atât. Și alea negre, și alea hai roșii. Cu pește, nici o masă fără pește cum era pe vremuri, deocamdată hai cu dimineața pe doi, continuăm. Suntem la Radio Impuls, super toamnă în difuzare, consumați pește că e bun. Dacă aveți de la de captor, e bine, dacă nu... Hai. Ce găsiți de la de plastic? E și pește vegan. Sau ăla de pe televizor. Da, bibelou. Dimineața pe doi. This is să nu uitați să intrați repede, repede pe Radio Impuls România, fiindcă avem școala noastră pe care o facem bine, școala 13 din Brașov. M-am uitat mai devreme, cresc like-urile ca pâinea caldă. Foarte când bine. Se umplă în cuptor. Dotăm o școală cu panouri fotovoltaice de la prietenii noștri de la parapet.ro. Noi susținem școala 13 din Brașov. Este școala la care a învățat vice-campionul mondial la patinaj viteză. Tare, nu știam asta. Între timp, vice-campioana noastră mondială la știri, Nadina Zisu, vine. Fix la fix ne pregătim. În câteva minute mergem la ea, aflăm ce s-a mai întâmplat, dar ce crezi și comentăm. Da, da. Rămâne în gric și cernat. Aici dimineața suntem. Pe 2. Dimineața pe 2. This is Impulse Radio.